1. Contribuie la funcționarea sistemului tău nervos periferic. Și 2. Îți conferă energia de care ai nevoie. Periferisan pentru sistemul tău nervos. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 17. Bună ziua, sunt Gina Vombos, ascultați știrile. Senatorii și deputații continuă dezbaterea moțiunii de cenzură depusă de socialdemocrați împotriva cabinetului Săpu pentru a fi adoptat și a generat denunția guvernului. Documentul are nevoie de 234 de voturi, iar PSD împreună cu UR și parlamentarii neafiliați au 205 voturi. Revine în direct de la Palatul Parlamentului Alina Stănuță. Bună ziua, Alina, spune-ne dacă s-au încheiat dezbaterile și ce se întâmplă acum în timp. Acum, dezbaterile tocmai s-au încheiat aici la Parlament. În discursul său, liderul de grup al PNL din Camera Deputaților, Gabriela Drănache, spunea că are convingerea că cei mai mulți dintre semnatarii moțiunii de cenzură nu au citit textul acesteia, pentru că explica în textul agendă în acuzații care incriminează chiar guvernele conduse de PSD până în 2019. Din PSD, vicepreședintele Sorin Grindeanu a declarat că românii trăiesc un tip de drame și dezvoltarea țării se joacă la ruleta războiului pentru șefia PNL, în timp ce PNRR a fost transformat în monedă de schimb pentru baronii locali. Acum s-a trecut la votul secret cu bile, parlamentarii coaliției de guvernare au participat la dezbateri, dar nu vor vota. Vom reveni cu rezultatul votului. Mulțumim, Alina, te așteptăm într-adevăr. Clujul este orașul cu cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană din ultimele două decenii. Informația a fost publicată de Banca Mondială în baza unui state colecte de Eurostat, care monitorizează toate marile orașe din Uniune. Claudiu Fadură. Aderarea la Uniunea Europeană a reprezentat o șansă istorică pentru Cluj. Economia orașului a crescut considerabil în ultimele două decenii. Spune expertul în dezvoltare urbană al Băncii Mondiale, Marcel Ionescu Heroiu. Nu în momentul de față, poate nu cum puțin cunoscut, dar orașul e cea mai creștere din Uniunea Europeană.